Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. Am revenit și cu cea de-a doua parte a parfumurilor de nota 10. De această dată am doar 5 parfumuri despre care să vorbim și cumva am împărțit clipul în două părți și am ales, de aceea am și ales doar 5 parfumuri de această dată. Mi-am pus niște limite să nu adun toată colecția lângă mine. Am pus doar 5 pentru că v-am vorbit despre multe parfumuri din seria parfumurilor ieftine și bune și le găsiți chiar și într-un playlist aici la mine pe canal. Și vă spuneam eu că am ales parfumurile așa, în funcție de miros, de persistență, de poate potrivire, cele care îmi dau un vibe așa de primăvară, am unul singur de genul acesta, ca să fiu sinceră, pentru că cred eu că și voi ați simți nevoia să purtați mai mult parfumuri dulci în această primăvară. Nu prea am mers pe florale așa, flori simple, buchete de flori, fără să fie învelite în vanilie, în caramel, în, știți voi, bombonele și acadele. Haideți să vorbim despre primul. Primul este Mojo. Mojo este un parfum pe care eu l-am descoperit și m-a dat pe spate de prima dată, pentru că încă nu-mi vine să cred că prețul lui este doar 80 de lei. Din păcate, nu prea îl mai aduce Dubai Collection pe site. Sperăm să-l aducă și să ne luăm backup, pentru că l-am cam băut. Și da, este un parfum dulce, fructat, vesel, are această sticlă, mamă cum miroase, deci, da, este și vanilat, are o aromă deosebită parfumul acesta, este o combinație minunată de fructe, vanilie, fructe roșii, deci fructe roșii învelite în vanilie, ceva o nebunie de parfum. Cred că are și caramel, nu știu, eu simt o combinație dulce, spicy și fructată, vibrantă, luminoasă. Doamne, cât de frumos miroase parfumul acesta. Da, îmi place mult de tot, de aceea am și insistat cu acesta și sper să mai descoperim și altele de la Twins pe Dubai Collection. Că parcă am înțeles eu că vor veni și alte parfumuri, oricum, la Mojo o să-mi cumpăr un backup. Nota 10, Twins. Următorul parfum pe care vi-l super recomand, în cazul în care vă plac florile albe, în cazul în care iubiți floarea de portocal Neroli și Yasomiya, aici avem un parfum floral, dulce în același timp și cumva cald și cu o deschidere fructată și citrică. Este o deschidere mai vibrantă așa, dar se duce tot într-o zonă florală, caldă, dulce. Foarte mult îmi place parfumul acesta și foarte mulțumită sunt de el. De aceea nici nu simt nevoia să-mi cumpăr Prada Paradox, pentru că Paradox este inspirat de Prada Paradox. Este minunat și mie mi se pare că are o persistență super bună, mi se pare că este un parfum foarte intens, mi se pare că s-a potrivit perfect cu primăvara noastră, care nu a fost chiar așa de primăvară. Cred că ați observat și voi treaba asta. Și da, acesta are nota 10 din partea mea, ținând cont acum și de prețul pe care îl are. Tot de la Lorina avem și Black Kiss. Acesta a intrat recent în colecția mea. A venit exact după ce eu testasem Nișane Ani și mi se pusese spata pe el. Și pot să vă spun că m-a calmat parfumul acesta. M-a calmat pentru că îmi place foarte mult, pentru că persistă foarte bine și după cum vă spuneam și în clipul în care am vorbit mai mult despre el, are exact ce îmi place mie în Nișane Ani. Este un cald condimentat, un parfum dulce, are o vanilie frumoasă, nu la fel de rafinată ca și în Ani, dar nu e nicio problemă.
îl port cu mare plăcere. Chiar mi se pare frumos per total. Și acesta se devine din ce în ce mai dulce și mai cald, ca și nișane anii, dar acolo na, este altceva. Prețul este cu siguranță diferit, deci nu avem pretenții. Este foarte bun, persistă foarte bine și dacă vă place nișane anii și nu vreți sau nu puteți să vă cumpărați originalul, mergeți pe Black Kiss, care este superb, superb. Haideți să vorbim și despre un parfum fructat și mai romantic, așa, mai feminin. Vorbim despre Anaïs Premier de Lis de la Cacharel. Acesta este o apă de toaletă, dar pot să zic că e super bun pentru o apă de toaletă. Mi se pare că persistă destul de bine. Avem aici pere coapte. Vai cât de bine miroase și acesta... Fetelor, dacă vă place para în parfumuri, nu treceți peste parfumul acesta pentru că o să vă placă cu siguranță. Îl găsiți, vai de mine, da. Mă, să știți că se duce un pic în Lintardii după ce se usucă, mi se pare că este, seamănă puțin și cu Idol, cumva cu para aceea din Idol. Da, seamănă puțin, dar hai să nu exagerăm. În aceeași zonă este și el, cu siguranță. Miroase foarte bine, este un parfum, mi se pare, la un preț super, super ok pentru mirosul pe care îl are. Chiar m-a impresionat parfumul acesta, m-a cucerit, îl recomand, îl super, super recomand. Dacă vă plac parfumurile fructate, feminine, jucăușe, romantice, e frumos, e frumos. Anaïs Premier de Lis, minunat. Ultimul parfum despre care vorbim astăzi este un parfum cu buchete de flori de această dată. Nu vorbim despre un parfum așa mai romantic, vesel, fructat, girly sau prințesistic, cum spun eu, ci aici vorbim despre un parfum floral, despre buchete de flori, un parfum matur, dar feminin, curat. Și vă spuneam la un moment dat, într-unul dintre clipurile mele, cred că anul trecut, că acesta se duce în zona Idil. Și cred că titlul acelui clip era Cumpără asta sau asta, pentru că vă spuneam că dacă vreți o variantă mai accesibilă a lui Idil, puteți să vă duceți înspre Rumeur. Aici avem o magnolie, avem buchete de lăcrămioare, iasomie, trandafir și în bază avem mosc, paciuli și ambră. Este un parfum foarte frumos, este un parfum matur, elegant și care are un preț super, super ok. Nici nu știu pe ce hârtiuță am dat cu el, dar să știți că îmi aduce foarte mare bucurie parfumul acesta. Miroase super, super bine. Îmi place, vi-l recomand, este un parfum pe care eu îl port doar primăvara. Nu știu de ce, pur și simplu îl văd eu așa primăvara la sticluță. L-am purtat în această primăvară, să știți că l-am purtat și pe Idil, chiar dacă nu l-am inclus în clipul acela cu 10 parfumuri de nota 10, tot are nota 10 și Idil. Și acesta are nota 10 și mai ales pentru prețul pe care îl are, este un parfum minunat și dacă vreți un floral elegant, curat, acesta este perfect. Ei bine, acestea au fost parfumurile de nota 10 sau selecția mea de parfumuri de nota 10, pentru că mă simt vinovată față de celelalte parfumuri pe care nu le-am inclus în aceste clipuri, dar până la urmă trebuie să privim și aceste clipuri, nu știu, să ne distrăm, să ne bucurăm, să ne relaxăm. Eu cred că mă implic prea mult și câteodată nu e ok. Dar da, acestea au fost recomandările mele pentru voi.
Vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să lăsați un like și să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă. Pe mine mă găsiți și pe Instagram. Vă doresc o zi minunată și ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!